Salutare, YouTuber! Numele meu este Casey și bine v-am găsit la un nou episod din Subnautica. Încă o dată vă spun Happy New Year și anul fericit 2021 să fie un an cât mai frumos. Bun! Acum continuăm, nu neapărat de unde am rămas, pentru că bineînțeles am mai făcut cercetări și am mai făcut anumite chestii și am zis că chiar vreau să-l fac și video, adică chiar vreau să fac un video ca să arăt cât de șmecher este jocul acesta, pentru că why not? Deci eu am fost și am continuat și m-am dus prin partea aia, pe acolo, pe acolo, peste tot prin zona respectivă, ca să găsesc că bineînțeles aici, mimoza e aici. Bun. Eu am descoperit o chestie interesantă. În jocul ăsta se pare că sunt mai multe chestii. Da, și asta e o chestie tare greu de făcut, dar făcut-o până la urmă, nu-i problemă. Faza e felul următor. Ia uitați aici. Ta-da-am! Brown suit. Deci ăsta este un robot oarecum care zice că poți să mergi până la 1700 sau 1500 de metri, ceva genul. Și avem de drept că submarinul merge 500 de metri și unde este Seamoth-ul merge 200 de metri, zic că vreau să merg mai adânc, să văd de ce mă știu. Ia acolo, în partea unde era baza respectivă, acolo sunt locuri adânci și chiar vreau să cercetez cu robot să de ce creaturi mai dau, pentru că doar asta vreau să fac un video în care efectiv only observator, numai cercetări și așa mai departe. Deci am jucat, m-am descurcat, pentru că n-am să fac video, că mi se părea destul de boring să mă duc să caut materiale, să mă chinui, așa că am zis că fie cât mai interesant. Și acum, brown suit, let's build this boy! Ia uitați-l! And he beautiful, guys! Look at this boy! Look at him! Look at him! Yes, sir! Deci, nu! Don't die! Uai, dar greu mă ești, fratele meu! Mamă, ce fain e! Oricum, ideea este în felul următor. Eu am trebuit să folosesc ăsta dispos ca să ăsta e oarecum un fel de magnet care împinge alte chestii și trebuia să-l folosesc pentru că sunt acolo în aurora respectivă, sunt niște cutii și trebuia să le iau de pe poartă și să tai poarta aia, bineînțeles că am tăiat ușa de fapt cu laser cutters, multe chestii pe care le-am făcut, care mi se pareau destul de boring să le bag în video, așa că am zis că fac chestii de cercetare și fun, mai mult fun de amuzament, creepy, ceva gen, nu mă apuc și caut în joc, pentru că it's not funny. Bun, let's enter. Wait, what? What is this? Aha, deci eu pot să dau cu 900 de metri pot numai cu ăsta, hei, numai atâta pot. De se pare că... Deci mă pot ridica, ia uite ce tare! Yes! Deci ăsta este The Brown Suit, de se pare că mai am multe chestii să upgradez, că... Eu m-am uitat pe internet și am văzut că ăsta merge la 1500 de metri, dar se pare că nu-i chiar 1500 de metri, că mai durează până ajung la anumită... la acea limită. Ok, nu e nicio problemă. Facem felul următor. Luăm. Ce să facem acum? Facem următor. Iau prounsuit-ul, roboțelul, îl bag în submarin și mă duc acolo. Că văd că ăsta poți 900 metri. 900 metri destul de mult. Cred. Deci eu mă rămân în aer. Yes! Pot să mă duc în submarin? Pot, hai boy, let's go, do this, together. Este, deci mi-am luat roboțelul, că să aveam nevoie. Ue, cât e de tare, pot să iau și robotul cu mine. Mă gândeam că dacă pot să iau domnul Seamoth, pot să iau și pe ăsta. Ok, mergem de mai departe. Da, submarinul, acum am învățat cum să-l conduc. Hai, engine. 65%, eu sunt pregătit. Deci, tot a trecut în video trecut, n-am știut să conduc minunatul submarin. De ce? Because me nab. Pentru că chiar n-am știut să-l conduc, nu știam cum să mă duc. Deci pot să mă las, să mă ridic și să te lași în jos, se apasă pe C. Ei. Hai frate, let's go. Let's travel. Așa, oricum îl rănesc un pic submarin, nu-i problemă. Deci numai 500 metri poate mă submarin respectiv. Deci, faza e felul următor. Eu trebuie să mă las pe cât se lasă în jos. Deci m-a chinuit anul trecut să fac submarinul să meargă și n-o mers. Atât de mult m-am enervat cât am ieșit. Fishy! Look at this fishy! He dead! Dă cu ștergător de parmit. Dă-te bă! Așa. Bun. Energie mai am. Eu mi-am luat aminte baterii pentru că m-am dus în partea aia, cum am zis, în Aurora sunt anumite costume, cum e pentru roboțelul ăsta și chiar acolo am fost și mi-am luat
instrumente pentru robot. Multe persoane își fac acum bază, dar eu nu e genul ăla de persoană ca să mă joc în bază. Eu nu cred că o să mai fac foarte multe videouri despre Subnautica, pentru că am descoperit majoritatea, da, majoritatea jocului, cum se joacă și așa mai departe. Și cam știu despre ce este vorba. Și na, nu prea mai are rost acum. Mai fac că vreo 2-3 videouri cu Subnautica, să mă, cred că o să fac și la sfârșit baza. Pentru că, sincer, chiar vreau să descoper, mai mult pentru mine a fost un search game ăsta, să văd cum ar fi un survival, dar până acolo m-am descurcat chiar bine de tot. Deci îl recomand la multe persoane jocul ăsta, dacă vreți să vă speriați, hai mai repede, sper să nu ia foc. Deci se pare că submarinul ăsta chiar merge. Deja am ajuns, este, ajungem la insulă, insula minune. Hei, mamă, ce e acolo, tata? Deci, în partea aia, acolo era baza respectivă și pot să mă duc mai... Serios? Come on! Come on! Are you kidding me? Iar o lua foc. Fai, ce mă enervează. Pentru că merg prea repede, trebuie să mă duc mai încet. Unde mi-e stingătorul? Mi-a făcut un stingător pentru zile negre. Hai, frate, să ștergem un pic focul. Come on, am mers un pic pe repte și gata, te-ai... Gata. Ok, under control, am înțeles. Thank you very much. Have a nice day. Bun, deci în partea asta e baza respectivă. Hai să nu mai dăm așa de tare. Merge numai cu jumătate. Și acum ne putem lăsa mai jos. Asta e fain, pentru că pot să apăs pe cât și pot efectiv să... Să mă scufund. Și în partea aia pot să... În partea aia chiar n-am fost să văd ce fiu are jos. Deci, aici este baza extraterestră. Bineînțeles, aici sunt niște prieteni. Da, ăștia sunt inofensivi, că n-au ce să ne facă. Că submarinul e prea mare pentru ei. Și acum le lăsăm mai jos, pentru că aici era un loc... Aici au căzut o rachetă, pentru că racheta a explodat. Așa că aici, these are only friends, no foes. Nicio problemă. Și n-am știut să conduc submarinul, fir al naibii de submarin. Se pare că submarinul funcționează în parametri optim. A fost tare greu și tare intens ca să caut material pentru toate chestiile astea. Și pentru robotul ăla chiar m-am chinuit foarte mult. Nu știu, dar presimt că unde mă duc eu aici... Nu prea sunt friends, nu știu, parcă prea adânc mă duc. Dar știi ce? Asta e, dacă fac să fac infart, asta e. Ne scufundăm, noi suntem Captain Jack Sparrow. Săracul submarin. 62% energie. Mai e în viață submarinul, trebuie să ieșim un pic de pe... De la punte, mai e învrate în viață submarinul. Tu numai. Uite-l, urâtul. Hey, ugly, you damn ugly. Uite-mă, fii atent că nu-i departe de bază. Tată, fii atent că nu-i departe de bază. Deci o zis oricum, am căutat pe internet și sunt 22 de... Tă-i acolo, că n-am chef de tine. Că dau un timp cu submarinul, de unde te vezi. Tă-i acolo, bebe. Tă-i acolo, puișor, nu, lasă-mă pace. Încă unul, doi! Wait, what? Sunt doi Reaper Leviathan aici? Ue, mamă! Mă atacă Reaper-ul! Leave me alone, sack of shit! Leave me alone, you sack of shit. Mamă, deci doi Reaper Leviathan unul lângă altul. Dar ce urât face. Cred că trebuie să mă duc să-mi repar. Mamă, dar parcă prea întuneric, fratele meu, mamă mea. Dar nu știu să conduc un submarin. N-am luat carnet de submarin, îmi pare rău. Dar ce? Deci erau doi Reaper Leviathan acolo, ok. Hai să mai mergem, energie mai avem. Oarecum, relativ.
Eu pe aici am fost. Stai, asta înseamnă că mai e încă unul acolo. Da, de doi în spatele meu. Mamă, de eu am fost aici ca să-mi iau unelte pentru submarin. Oare mai e încă unul acolo? Sau stai, cred că am trecut de el. Nu am trecut de el. Sau? Știu că mai era unul aici, dar cred că s-o... Uite, lui. Nu, ăla? Nu, mă, nu este. Știu că mai era unul aici. Uite. Nu, că nu vreau să văd. Nu, că ăsta e locul lui. Nu. I don't want him. Nu, lăsă-mă în pace, să-și vadă viața lui, are și o viață frumoasă. Nu, stai acolo, bă, lasă-mă în pace, nu-mi distruge submarinul cu ăsta, iar mă chinui să-l fac. Deci asta să... Mamă, dar ce se tot ivește de mine? Deci, eu n-am trecut până acum de... Iii, dar e tuneric acolo, fratele meu. Deci dacă am descoperit, oricum trebuie să mă duc și să repar submarinul. Sper să nu vină ceva de mine cum arată acolo, că deja mi-e frică. Casi, ce-ai făcut? Mamă, 240 și ceva de metri. Uai, mamă! Deja mi-e frică, fratele meu. Stai să iau rebreathable-ul. Ok. Deci eu am mai văzut alții leviathan, dar nu m-am interesat foarte mult. Ca să fie o surpriză, de aia nu m-am... Hai să reparăm că ce și de ce dau acolo și ce și ce va fi, așa că mai bine... Ișa. Deci erau doi ripple leviathan, unul lângă altul. Și mai era unul acolo, deci cum naiba să-i fi pus pe doi unul lângă altul, nașpa. Aia repară, tati. Așa, mă, că nu mai avem nevoie de stricăciun. Că ce și de ce dau pe aici și chiar n-am chef să dau de Scooby-Doo și Bugs Bunny și chiar nu vreau să îmi fie distrus submarinul, pentru că am aici în cercetare și în funny. Mamă, dar cum? Ok. Măcar că Simov nu poate să supraviețuiască. De Simov nu poate supraviețui la 200 de metri și ceva. Și nu știu, cu robotul ăla chiar nu știu, că numai să sar și să dau cu pumnii. Ok, cât la sută ești? Ești 100%. Gata, băieți, e timpul să ancorăm. Ce să ancorăm? Să ne îndreptăm? Mama mia. Bă, deci vă spun sincer că mi-e frică. Mamă. Deci nu mă duc mai în față că mi-e frică. Deci e întuneric, fratele meu. What is you? Mama mia. Mamă, că mă rog frica, deci nu. Ăsta nu-i numai joc de supraviețuire, și creepy. Deci nu e nimic aici, fratele meu. What is this, huh? Deci, dragi prieteni, jocul ăsta e ca tare interesant. Este foarte, foarte creepy până la urmă. Bă, niște peștișori aici. Mă duc mai jos, hai, nu mai jos. Wow! Cât de tare! Ii, shoot, nu-i bine. Mamă, cât de tare, deja am ajuns aici la niște corali.
Mi se pare că e ceva aici până la urmă. Scuzați-mă tăcerea, dar eu nu văd absolut nimica. Aaa, acum văd! $382, come on boys, where is you? Nu-i nimica. Mere mai jos atunci. Mamă, cum se aude! Ioi, mamă! Aoleu! Mamă, mie, ce-i ăla? Aoleu, ce-i ăla? Ah! Abort mission! Abort mission! Up, 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 up! Go, 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 go! He's not friend! What is this? Mamă, ce m-am speriat! Ue, mamă! Stai! He's friend or foe! Let's see! He's friend or foe! Vine după noi? Ia mi-a dat tot. Mamă, dar ce-a fost ăla? A fost albastru. Ce e ăla? What is this? I want to see him. Întoarcem submarinul. Mai are viață submarin? Mai are viață. Hai, cât de cât să nu fie distrus. Coborâm. Mamă, deși m-am speriat, sincer, chiar a fost ăla. Scuzați-mă, dar nu pot să vorbesc foarte mult aici, pentru că sunt tare concentrat, extrem de concentrat. Se pare că aici este, până la urmă, viață. Oarecum viață. De sunt la 433 de metri. Mamă, de ce a fost aia, sincer? Chiar e tare interesant. Deci aici e foarte mult în video ăsta, e foarte mult cercetăm. Pe radar văd că nu-i nimica. Deci a fost ceva acolo. Un leviatan, cred că. La cât de mare era. Deci nu este absolut nimic aici, fratele meu. Cred că o să mă întorc. Mă întorc la suprafață. Wow. What are you? O stâncă. Și încă o dată o stâncă. Stânci. Dar a fost ceva mare. Chiar vreau să-l văd încă o dată, sincer. Să știi că oarecum submarinul ăsta își face treaba. Stânci. Măcar atât ai și niște pești. Meh, nu e absolut nimic. Dar a fost ceva interesant. Cred că mă duc la suprafață. Nu mă mai duc înainte. Lasă, mă duc la suprafață. 400 de metri. Fiu, eu oricum destul de mulți metri. Ii, ce-a fost aia? What is this? Ăla-i prietenul nostru? Da. Where are you? Uite-l! Uite-l! Yes! That is you, huh? Uite-l, mamă, ce mare e! Dar nu mă duc. Sunt o chicken, I'm chicken. Nu. Ue, mamă! Ue, cât e de f... Ue, mamă, nu, hai, sus! Sus, când distruge submarinul! Nu, că nu vreau să distrugă submarinul. Chiar nu vreau, cum mă chinui iară să-l fac. Ah, oh, back, go, hai. Ue, mamă, nu! Nu mi-l distruge, te rog frumos, nu mi-l distruge. Băi, ăsta chiar nu mă lasă, nu mă lasă în pace. Toată viteza înainte! Go! Mamă, că l-am căsat! Shoot! Ai, nu se poate! Mi-a distrus submarinul! Și robotul! Vai de mine! Mamă, dar ce leviathan a fost ăla! Nu spune că mi-a distrus submarinul!
Și roboțelul. Destroy Cyclops. Mă duce, merge să reparăm. Dacă se mai poate repara. Hai să vedem, că n-am... Mamă, dar ce leviate mare, deci m-am speriat de numai. Ok, hai să luăm un pescișor, că ne-e foame. Bă, de miciudă. Sper să nu fie omorât submarin. Mamă, că mai am multe de învățat în jocul ăsta. De se pare că în partea aia îs mulți Reaper Leviathan și nu știu ce a fost chestia aia, dar e mare. Mult mai mare. Ai drept, e mult mai mare. Ok. Luăm minunatul nostru Simov. Am pierdut ceva de aici, nu? Baterii? Ei, hai la tati. Clar, cu Simov-ul nu pot să merg, dar eu cred că se poate merge mai departe până la urmă, adică cred că mai departe sunt upgrade-uri în care te lasă să mergi, pentru că dacă eu am mers la, cum zis acolo, null zone, adică zonă moartă, la fel de fel de void, vid, în care chiar nu vezi nimic, deci era întuneric toată, deci nu vedeai absolut nimic, de la 1400 de kilometri, 1400 de kilometri, un kilometru jumate, mamă, cam mult de mers. Mai am 30% energie, dar lasă cam generatoare de putere, energie am, oricum nu-i problemă, mă descurc. Dar sunt curios ce-o fi fost aia, sincer. Sunt tare curios. M-am mușcat! Why do you bite me? Păi nu mă duc acolo, tată. De jocul ăsta îți dă niște creeps de numai. Lasă-mă în pace! Leave me alone! De jocul ăsta... îți dă niște creeps de numai. Deci asta înseamnă că dacă submarinul e acolo... Păi să nu dau de un Leviathan sau ceva, că aia mă lipsește, să dau de un Leviathan, că ăla sunt. Deci dacă dau de ăla aici, aici mor. Deci am fost cu submarinul acolo, bun. Roboțelul mi l-am făcut, dar roboțelul am crezut că m-am uitat pe internet că are oarecum să se tragă, să se ridice în sus. Și are burghiu, deci eu cred că trebuie să-l mai upgradez pe roboțel și cred că și Simov trebuie să-l upgradez. Pentru că 200 de metri prea puțin pentru chestiuța mică. Maxim am văzut 600 sau 900 de metri, ceva de ce nu. Clar, nu văd nimica, sper să nu fie prieten de aia să vină să mă mănânce, că aici am mor, sincer. Să-mi distrugă și Simov-ul. I quit dacă mi-l distrugi. Nu! Please, no! Hey! Mimoza mea! Păi ce nu-i nimic, fratele meu, aici e moarte! Here is death, my friend! Hey, mimoza! Chiar nu văd nimica! Nu! Uite-l, mă! Mamă! Ăsta face zgomotul ăsta! Mamă, dar nu-l aproape, abia-l vezi. Ue, mamă. Uai, shoot! Cum de-a venit ăsta pe mine? Hey, leave me alone, fuck you, go away! Lasă mimoza în pace! Leave me alone! You sack of shit, leave me alone, it's doi! Mamă, sunt doi! Ioi, tată! Mamă! Lasă-mă în pace! Nu! Lasă-mă! Nu mă mânca! Uai, de ce urât fac ăștia? Aoleu! Uai, ce urât fac! Bă, deja vin după mine, fratele meu! Nu mă lasă în pace! Mamă, sunt doi! Haide, s-au întors până la urmă. Mamă, deci nu pot să cred! Mimoza mea! Mamă, trebuie să fac chiar submarinul de la început. Shoot! Deci dacă mi-a distrus submarinul ăștia, sper! De stai, nu, du-te înapoi! Nu, stai!
Dacă mi-o desu submarinul, ce trebuie să fac să refac chiar? Că mi-o desu și ăsta. Aoleu, lume, come on, serios? Ah, în numele cercetărilor, ce face Cassie? Mamă mie, de ce este? Hull reinforcement, vehicle. Vehicle upgrades! Super! Însă nu le-am văzut, sincer, astea chiar nu le-am văzut. Îmi pare rău, dar nu le-am văzut. Uai de mine și de mine. Iar trebuie să le fac astea. Mama mia. Dar am ceva... Înseamnă că robotul e submarin. Mama. Team of Perimeter. Team of Perimeter Defense. In general, this is electric field designed to ward off aggressive fauna. Aggressive fauna. Ah, solar charge. Stai, deci eu pot să-mi fac... Baterie pe soare. Uai, deci eu... Ăia sunt doi și-s mari acolo. Deci doi Leviathan mași tare agresivi. Reaper Leviathan nu e așa de agresiv față de ăștia, sincer. De ce? Bun, faza e felul următor. Engine efficient mode. Recycle heat by product minimum power efficiency. Seam of prone compatible. Compatible. Polianini. Ok. Prima are and chases before collision, immunity damage under normal condition, seam of prone compatible. Ok, dar a seam of deep module MK1 does not stack. Payload delivery system adapted to fire torpedoes. Yes! Poate să seam of meu gas torpedo și vortex torpedo. Mama mia. Mă mai duc încă o dată. Mă mănâncă pe mine undeva, dar mă mai duc o dată. Mă mai duc încă o dată pentru că trebuie să mi-l recuperez până la urmă. Stai aici. Uite-l! Leave me alone, you sack of shit! Oh, shoot! Aaaa, lasă-mă! Vreau să dăm mimoza! Nu, deci nu pot să fac, nu, că mimoza e dead. Pa, mimoza! Nu! Shoot! Sar, fug! Uite! Leave me alone, son of shit! Mamă, dar ce urât fac, deci că-s fantome! Nu, deci mă duc back, na, nu pot să mai fac, deci mimoza e bye. It's bye. Nu, why? Lasă mimoza, lasă-mi Simov în pace! Fac evaziune! Mamă, dar ce urât fac, deci o să am coșmar la noapte cu ăștia, fratele meu. Iii, tu numai, deci m-au luat toate tremuriciurile. Nu mi-o distruge, nu mi-o distruge Simov, te rog. Nope. Deci, se pare că submarinul nostru, it's dead. It's originally dead. Deci cred că în felul următor, eu m-am dus prea adânc și acolo erau doi din ăia. Și amândoi mi-au atacat și... Mamă, ce m-a speriat acum, fratele meu, haoleu! Nu. Mergem înapoi, fără mimoza noastră. Da, o să fac upgrade la submarin. Da, cred că o să fac upgrade la submarin și o să mă duc cu toate forțele în altă direcție, în altă locație. Deci, acolo, dragi prieteni, trebuie să caut pe dinăsvă, cum se zice, la Leviatania, pentru că sunt mai mulți decât doi. Pentru că am văzut unul jos și doi sus. Deci doi stau în... Oxygen production offline? Problema e felul următor. Eu nu mai am energie. Hei! Trebuie să te repar un pic, Simov-ul meu drăguț. Vai, drăguțul de tine. Ai fost killerit. Da, săracul meu submarin s-o duci. Și cu tot cu roboțelul. Vai, și ce m-a chinuit să fac robotul ăla. Dar se pare că nu cred că am nevoie așa de mult de robot ăla. Deocamdată. Enter Simov. Și cum pot să schimb bateriile? Hei! Bun, deci baterii, poți să te iau cu ăsta? Dai că facem așa.
Nu pot să-l iau ca să împing. Împinge Simufu. Ah, ok. Gata. Am înțeles, deci acolo se schimbă. Gata, ok. Out, eject. Deci astea sunt bateriile mari. Deci bineînțeles, Simufu nu merge cu bateriile astea micuțe pentru... Da, ok. Nu bă, go back, leave me alone. Ok, bun, mergem mai departe. Cât e de tare. Da? Mereu să ai baterii la tine, sincer, ajută. Mai am o apă. Gata, avem și apă. Suntem hidratați. Merem înainte. Deci unde rămăsesem? Da, în partea aia e zona periculoasă, e zona moartă. Acolo efectiv sunt leviatani. Deci am dat de 2 leviatani albaștri, mari, urâți. Abar n-am fac, au niște zgomote tare urâte. Trebuie să... Măi, pentru să văd ce fel de leviatani sunt. Și pentru voi am sacrificat acel acel submarin ca să vedem ce e în partea aia, pentru că, da, acolo e și insula în care se extraterestre, baza de extraterestră. Da, dragi prieteni, deci this is how it works. Video ăsta merită niște like-uri, pentru că submarinul a s-a sacrificat cu onoare și cu, și cu eroism. He was a great hero. Bun. Goodbye, Mimoza. I will miss you. Destroy Cyclos. Eu nu pot să mă duc acolo decât doar să mă duc să-i omor pe ea, dar e greu, cred că-i omor. Stai un pic. Cred că știu cum o să-mi fac rost înapoi de Mimoza. Stasis Rifle. Freeze physical object in place. Deci dacă trag în el să-i îngheț oarecum. Cumva să-i îngheț oarecum, habar n-am. Bun, mergem de aici. Aici am nimic la radio. Bun, ne trebuie să facem upgrade-uri. Vehicle upgrade. Dar oare cum se face? Titan ingot și glass. Dar Titan ingot sunt 10 din aia de titan și glass 2. 2 de glass înseamnă că quartz îmi trebuie. Go, let's buy some quartz, my friends. Dar unde găsesc quartz aici? Vai, că trebuie să mă plin după quartz. Yes. Eu aveam de gând să mă duc cu Mimoza și cu robotul în altă parte după asta, dar se pare că nu a reușit asta. Așa că habar n-am ce să fac, decât să caut quartz acum. Where are you, my quartz, my friend? Pentru că, sincer, videole de Subnautica vreau să fie mai mult cercetare, fun, să fie foarte funny. Pentru că mi se pare și mie boring să filmez videouri în care, hei, mă duc să cumpăr, să caut alea. N-am găsit, mă enervez, dau cu pumnii tastatură. Nu. Ok, un quartz, unu, și încă unu. Hello, my friendos. What is you? Egg, n-am nevoie de egg, egg, ouă, ouă. Mersi, măcar să luăm mai multe. Am nevoie de titan acum, sincer, mai mult decât orice. Pentru că trebuie să... cred că pot să-mi fac la... Ii, ce naiba? Fa, shoot! Ok, mergem la suprafață. Și-o făcut așa, fratele. Aaa, sunt The Stalkers! Lămânzii The Stalkers! Cred, sau nu a fost, a fost altceva. Pare că se va întuneca cât de curând. Mergem înapoi la adâncuri să căutăm ceea ce ne trebuie. De fapt, nu ne mai trebuie nimic, ne trebuie doar titan. Titaniu. Titan, titan, tot aia. Ce ciudă, mi-e ciudă, chiar mi-e ciudă, sincer, guys. Am făcut asta pentru entertainment. Săracul Mimoza s-a sacrificat. Titanium. Hai, dar nu mai găsesc titanium. Mă duc mai de aici, poate găsesc pe aici. De ce? Uite asta, de ce? Da, dacă te mâncă, ia jumătate din viață. După mine mă mânci, mă! Tu pe mine mă mânci, mă! Tu pe mine? Tu te pui cu mine? Băi, nu-ți permi, frate! Ce, cred că ești meșmecher? Ha! Că ai gura mare, am văzut monștri mai mari ca tine, frate! Da, monștrii care sunt... Aoleu, și unde mă duc la altul? Bal monstru și mai mare! Dă-i acolo, drăguțu, și lasă-mă în pace, că dacă nu-ți mai dau două cuțite, nu te vezi. Ok. Hii!
it's ok. Nu, n-am nevoie. Titanium, titanium, dădeam cu ala titanium, tata. Că trebuie să ne facem mimoza, tot mimoza, nu, simofu. Eee, dar nu am nevoie de cupăr, chiar am nevoie de titan, chiar am nevoie de cupăr. Silver ore. Pica bleed. Hai că le iau, ce știi, poate chiar am nevoie mai încolo și decât să le ratez acum. Asta e, că înainte chiar am lăsat foarte mult titan în urmă. Bun, unde mai găsim noi titan? Titan, titan, titan. Titanium, where are you, my friendos? Ok, silver. Înainte chiar aveam nevoie de mult silver. Foarte, foarte mult. Titanium, bun. Trebuie să ieșim neapărat la suprafață, trebuie să ieșim. Out, 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 out. Eject, eject. Abort mission, abort mission. Go, 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 go. Deci, dragi prieteni, în cazul că nu v-ați abonat, abonați-vă apăsând butonul de minunat de subscribe și cu un clopoțel care este lângă, să vă arate ce am mai postat până acum. Pentru că why not? Să va mereu lângă mine. Bun. Mă duc și acolo să găsim. Aparcă pe din teară nimic. Uai, radiații, fratele meu. Trebuie să mor. Te pui cu mine, tu nu știi cu cine te pui, vete. Nu, n-am nevoie de asta, mă, acum. Shoot. Am mai fost, eu știu că înainte am mai fost pe aici, de-aia las foarte mult titan, e mult titan aici pe jos, încă l-am aruncat eu. Și așa că de ce nu, iau înapoi, I gonna take it, este al meu, îmi-l asum. It is mine, by right. Bun, ok, am terminat aici. Cred că sunt mai materiale, de obicei mai se respawnează anumite materiale, dar nu de fiecare dată, și iară trebuie să mergem sus, pentru că aici este locul infestat, să zic așa, de... Da. De multe chestii. Stai să vedem ce putem face aici. Bun. Deci îmi trebuie glass și titan ingot. La titanium ingot știi că îmi trebuie 10. Am 10 titanium aici oarecum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci mai trebuie. Mai trebuie mult. Baterie pentru asta. Încă mai am ok. Deci suntem oarecum under control. Please. Titan. Yes. Thank you. Cât de mult. Sunt curios acum să văd cât de mult pot să merg cu Simofu. Sincer, sunt curios. De-aia filmez în continuare. Că după aceea, cred că o să închid video-ul ăsta și vă aștept la următorul data viitoare, când o să încerc să readuc submarinul sau habar n-am. Nici nu știu ce să mai pot să fac cu submarinul. Cred că las acolo, pentru că dacă... Ești pe tine. Doi, mă! Aoleu! Pe voi mă bă, dar și devin din ce în ce mai agresiv, nu erau așa de agresivi. Oh, pe aici trebuie să mă bag. Uite încă un peștior. Deci ăsta explodează, nu știu de ce trăiește la ca să explodeze. That is my purpose of life. Ok, dacă ăla-i scopul tău, ăla să fie, nu ți-l iau din viață. Shoot, asta m-a durut. Na. Tare interesant, sincer, guys. You're very, very funny. Bun, trebuie să mă duc mai... Cred că mă duc încă o dată în back, pentru că s-ar putea să am făcut niște locket-uri în care să-mi păstrez materialele. Și am mai pus și niște titanium acolo. You something here? Deci, sincer, am prăduit tot locul ăsta. Nu mai este absolut nimica. Niciun material de care am nevoie nu mai este. Repeatable-ul. Numai de ăștia apar. Ce urât ești. Nu mai e nimica, frate. Nimica. Absolut nimica. Hai să vedem. Poate mai găsim noi aici, că este... A, uite încă unul. Fac, fac.
Încă două. Gata. Mai trebuie ceva? Ia să vedem dacă chiar mai trebuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă două. Shoot! Noi nu avem nevoie de Cooper acum, sincer. Și chiar nu avem nevoie de Cooper deocamdată. O să avem nevoie. Cu siguranță o să avem nevoie. Bag mâna în foc. Dar acum nu avem nevoie. Și aici, bineînțeles, mi-am făcut două lacături. În care mi-am pus niște materiale, bineînțeles că nu știu ce, dar o să am nevoie de baterie, e clar. Baterii, cam tu papi. Bă, serios, chiar încă două Titan îmi trebuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă două, exact două, shoot. Bun, hai să facem oglinda, glass-ul. Glass-ul, am înțeles. Acum știu. Bun, ia să vedem. Încă una mai trebuie. N-am luat coarz destul, serios. Chiar n-am luat coarz destul. Nu. Please. Nu. Da, mă, n-am luat coarz destul. Mai trebuia încă un coarz. Mi n-am. Deci chiar să n-am. De unde am venit? Că am mai văzut acolo și nu le-am luat. Păi, și trebuia să le iau. Dar cu ocazia asta, dacă mă duc înapoi, cu ocazia să mai caut încă două Titan și gata. Prima oară am zis, what? What is this? Am nevoie de quartz? N-am nevoie de quartz. Lasă, ce fac eu cu quartz? Uite, eu chiar am nevoie de ele. Și ne-a te-o grămadă, am aruncat pe jos, sincer. Quartz? Where are you, my friend? Oh, mai are radioactiv. Aoleu, ce urât fac ăștia, fratele meu. Timpul să mergem înapoi. Să-l găsim pe minatul nostru cu arț. 1. Sankiu. Mi-mi ajunge 1. Vedeți să mergem la suprafață cât de curând. Și acum trebuie să căutăm pe undeva pe aici trebuie să fie și Titan. Pentru că sunt sunt două tipuri de pete care cu ușurile confuz. De exemplu, ăsta este un Titan. Bun. Mi-am nevoie de încă un. Just one. For me. For the guys care se uită. Gata. Easy breezy lemon squeezy, guys. No. Eu nu mă duc pe acolo, frate. No. Știu ce e acolo. Știu că acolo m-am jucat eu singur extra ca să caut informații și ce. M-am trezit cu un Reaper Leviathan care mi-a mușcat de cur. Sexy. Cooper. N-am nevoie, mă, de Cooper. Cooper n-am nevoie. Am nevoie chiar de Titanium. Mamă, și câte am avut înainte și câte am aruncat. Da, când ai nevoie, n-ai nevoie. Și când ai nevoie, cauți în disperare și nu găsești. Dar iar sunt unecă, tati. Serios? De ok. Oxygen efficiency decreased. Am înțeles. Thank you. Știu că acolo e prietenul nostru, așa, partea aia, pe undeva pe acolo trebuie să fie un. Hai să mergem la suprafață. Suntem lângă Aurora. Cât e de drăguț. Nu mi-era dor de Aurora. Mi-a mâncat zilele Aurora aia, sincer. Pentru că bucăți, trebuie să caut bucăți din ea, toate materialele care am eu acum. Dă-i și freacă, ceva genul. Mamă, deci nu mai găsesc. Serios. Come on, guys. Un singur, nu cer mult, vă rog, pentru audiență. Hello. Fail. Yes, let's go outside. Mai au că unul. Gata, acum știu că du-te la papa, că am nevoie de tine, dar mă duc înapoi, let's go back. Back. Am descoperit, am venit, am luat, am plecat. Let's go.
Cât de mult face Simoful? Să văd câte upgrade-uri are nevoie Simoful să ajung să merg mai și mai. Pentru că sincer, cu Simoful cred că pot să merg mai repede decât cu submarinul. Și dacă mă duc cu Simoful jos, mamă, că dacă vine la față și sunt cu mini submarinul meu, I'm dead. Oricum, jocul ăsta a adus cu el foarte multe experiențe pe care eu chiar nu am întâlnit-o în anumite jocuri. Eu sunt genul de persoană care joacă foarte mult MMORPG, shootere, MOBA. Datorul asta mi-e, nu, cum zic, mi s-a recomandat să joc Survival, am zis, let's play some Subnautica, pentru că chiar e, și acum, în 2020, este unul dintre pe top tiers, best games of survival, zic așa. Deci după 2 ani încă își menține un loc frumos. Ok, bun. Așa, hai să vedem. Bun, dar ideea este în felul următor. Eu am făcut rost de materialele astea. Problema e că facem niște glass, ok? Bun, eu mi-am făcut Whirling Kit. Asta o să am nevoie de el. Cu siguranță de nevoie. Bun, eu mă duc la Simov, dar e o mare, mică, mare, mare, super mare, ultra problemă. Eu am ăsta. Dar cum îl fac? Drilu, look at him! Sunt roboțelul meu care iar arată să mă chem. Wow. Sweet jam, jetpack, cristalin, sulfur. M-am dus bău și m-am întors vacă. Ok. Entities in range. Mă, dar jocul ăsta are chiar foarte multe chestii. Ultra high capacity tank, lithium, acum îl fac. Uite acum. Îl vedeți? Îl vedeți, îl am. Nu mă interesează. Și lithium, am lithium. Deci știu că am lithium, acum îl fac. Să văd cât de mult pot să... 1. Where is your lithium? Lithium, lithium. Hei, aici o grămadă de trash. Am, deci chiar am. Știu că am. Nu mă las bătut. Chiar vreau să fac acum. Ultra high capacity, super. Pentru că se pare că quest-urile respective îți dau anumite avantaje. Lithium, lithium. Ei, numai un lithium am. Nu se poate. Nu, asta e de ceva. Nu e regulă. Numai 45 de secunde. Ce ciudate. Mă simt ca la început. Da, mă, n-am lithium. Oh, this is not good. Trebuie să mă duc să fac rost de lithium. Da. Da, deci va trebui să fac rost de lithium cât de repede posibil, pentru că pot să fac ultra high capacity, deci e mult mai mult. Sigur, mă, dar deci mi-am avut 45 75 și acum 135, cred că oarecum îl dublează, mă face până la o 200 și ceva, ceva de genul, uai, fi tare. Oricum, dar cred că asta o lăsăm pe data viitoare, că e mult de mers, chiar este foarte mult de mers și da, trebuie să încheiem video-ul. Dar rest in peace, mimoza mea, ți-ai făcut treaba și ne-ai arătat la toți prietenii noștri ce înseamnă să nu mergi în partea aia, că vei fi mâncat de niște chestii care abia le vezi. Arătau ca niște fantome, sincer. Deci parcă erau efectiv dead. Dead fishes, să zic așa. Dead leviathan. Hai să ne omăsa că ne văd că ne devenim deshydratation. Vine aici la tati. Dar ce fac? Mă duc și fac lithium, sincer. Chiar continui mai departe, vreau să fac lithium, sincer. Mă duc în partea către Aurora este lithium. Știu sigur. Dar, înainte să mergem, de obicei suntem niște persoane foarte flămânde. Where is you? Where is the water? Let's drink some water, my friends. Oricum, dacă vă place Subnautica și video-ul pe care am făcut cu Subnautica, nu uitați să lăsați în comentarii ce trebuie să mai fac, ce vreau să mai fac, pentru că, sincer, de ce nu? Why not? Ok, și ok. E genul meu de persoană, cam atât aș bea și eu. Suntem setiloși, ok, unde ești, Simov, mai favorit Simov. Hai la mine, drăguță, și e timpul, vâsle înainte, babord și merem în acțiune, mere să luăm lithium. Și
Știu că litiumul se află în roci micuțe. Dar sunt tare curios cum se poate face upgrade-ul la... Și știu, mai lipsește o singură unealtă. Și cred că știu care este. O am aici? Mamă, și Cyclops-ul cât are. Shield Generator. Deep Magic. Deci ăstea au Deep Magic. Vehicle Upgrade Console. Mamă, deci am descoperit atât de multe chestii și nici nu-mi dau seama de ele, sincer. Are you going to eat me? No, you're not going to eat me. You leave me alone. You're friend, not foe. Dar nu, ideea este în felul următor. Interior installation. Will yield the monopole to upgrade Docker vehicles. Da. Oare chiar pot să upgradez vehicule dacă am un interior? Trebuie să am un interior să le upgrade. Da, cred că trebuie să le fac în interior. And applicate from new, from raw material. Am înțeles. Fuuu, deci... E mult de lucru în jocul ăsta, sincer. Da. Oricum, am văzut o singură poză cum Leviathan foarte mare. Dragon Sea Leviathan, ceva de genul. Arată ca un dragon și e mare. Aia am văzut o poză, pentru că m-am interesat, sincer. I did my homework. Me likes my homework. Ei, hey, unde suntem acum, sincer? Ah, suntem pe lângă Friendos. Sau? Ah, pe aici trebuie să fie litium. Da, pe aici trebuie să fie litium. Dar asta nu cred că e litium ăsta. Nu, 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 pe aici. Bine, pe aici trebuie să mă duc eu. Dar am nevoie de cât? De 2-3 litium am nevoie. Da, sunt pe ro... da, pe ăstea sunt de obicei. Dar... da, mi-aduc aminte că am căutat aici de mi-am... de numa. Stai mă, sunt și în zona bună. Uai, că să nu vină leviat Reaper-ul pe mine, că aici fac infart. Că-s foarte mult, zic că-s 22 de unde. Deci am găsit 3... Hei, semnalizează, fra! Aio, ho, partea aia acolo, nu. Nu. Nu, deci dă niște creeps de numa. Mamă, dar ce urât fac ăștia, fratele meu. Din partea aia unul. Încolo. Dar noi nu mergem încolo, noi mergem aici. Deci trebuie să fie pe stânci. Dar de aici am venit, știi ce am găsit o grămadă de litium. Uite, de aici trebuie să fie. În astea trebuie să fie și nu trebuie să fie neapărat, așa că trebuie să fie și... uite, litium, 1. Nu, ăsta e gold, am nevoie, am grămadă de gold, deci chiar sincer, la cât gold am, trebuie să fiu bogat până acum. Deci am la ori de nu văd capul. Diamond? Mă, sincer, poate să am nevoie de diamond. Better safe than sorry, zic așa. Aha, uite aici încă unul. Ți-am zis că-i găsesc aici. Exact! Și mi-a făcut un pește. Bun. High tank capacity, nu știu cum. Modification station. Nu spune că trebuie modification station. Nu spune. Nu. Stai să mergem. Stai că eu mor aici. Nu, go back. Deci mi-am cu vorba și nu... nu conștientizez. Hai, simofule. Thank you. Bun. Facem felul următor. Deci nu cred că trebuie să iau vehicle upgrade console. Dar aici nu cred că am nevoie de... stație de modificare. Mamă, deci Sim of Deep, Deep. Ăsta e primul. Ce, băi, mamă.
Magnetit? Ia ce de chestii, frate. Hai să mergem înapoi, back. Hai să mergem back. Pentru că ăsta e singurul meu submarin ce mi-a mai rămas. Ce-o fost aia, frate? Deci, dacă vă apucați de ce joc minunat, vă reamintesc că primele minute când vă duceți în adâncuri și auziți sunete, o să fie niște chills, de vi se ridică păr de pe spate și aveți pielea găinii, sincer. Așa o să întâmpla și la mine, primele mele video de Subnautica. Și m-am tot dus și am observat și am aflat că nu e așa precum pare și a început să-mi placă. Până când am dat de monștri. După aceea, Oricum, dragi prieteni, asta e ultima chestie ce fac pe ziua de azi în acest video și după aceea o să încheiem cu brio și cu glorie și onoare și o să fac alt video data viitoare când poate recuperez submarinul. Pentru că mi-a dat o idee foarte interesantă să construiesc arma aia, să opresc Leviathan-ii și să poate să-mi repar submarinul. Dar de fapt nu cred că pot să mai repar, sincer. La cum arăta, ăla nu cred că mai e de reparat. Oh, shoot. Ok, și pot să-mi fac tot ce am nevoie? High capacity și ultra high capacity. Mamă, chiar nu pot. Trebuie să-mi construiesc în bază multe alte chestii, se pare că se pare că eu sunt nici pe la jumătatea jocului. Am descoperit multe chestii, dar se pare că nu. Titanium, basic, build, material. N-am nevoie de așa ceva. Oricum, cam asta a fost pe ziua de astăzi, dragi prieteni, nu uitați să vă abonați în cazul că nu v-ați abonat. Apăsați minunată butonul de subscribe și da. Ne revedem la viitoare, băieți, cu un nou video și cu noi aventuri cu Subnautica. O zi cât mai frumoasă și anul fericit 2021 să fie un an cât mai frumos. Bye bye.